echipa impresii generale despre primul meci care s-a desfășurat în campionatul nou Tineret Gori? Deci este un campionat nou, noi în țară axat mai mult pe tineret. Ce să spun, două meciuri am avut bune, unul am câștigat, unul am pierdut, o echipă din Brdo mai bună, Dinamo Auto mai puțin, cam atât. Ați simțit o diferență mare între aceste două campionate, Naționala și Tineret Dubrovnik? Da, desigur, este o diferență foarte mare. În primul rând, după jucători, să spunem așa, sunt mai tineri, mai fără de experiență la dublori, la tineret. În divizia națională se joacă puțin mai repede și cu, iarăși, jucători mai buni. Tinerii cu care a jucat au un mare potențial, pot ajunge departe? Totul depinde doar de ei. Se va vedea cum se vor afirma în meciuri. Să sperăm că vor avea, au, deci bine, au o șansă de a crește, au o șansă de a progresa, de a ajunge la prima echipă și de a ajunge fotbaliști. Zilele acestea sunt trecuți la teren natural. Simțiți diferența între celălalt și altul? Da, desigur, mereu este mare diferență între terenul artificial și cel natural. După părerea mea, cred că ar trebui să joace și să antreneze exclusiv numai pe terenuri naturale. Și câteva impresii despre noul regim de desfășurare a campionatului primăvară-toamnă? Iarăși nu mă pot da cu părere, pentru că nu știu cum va fi vara. Pentru că vara, cum știm la noi în țară, sunt temperaturi mari și o să vadă cum o să suporte terenurile, pentru că să nu fie uscate și să nu fie, adică terenurile tare pentru fotbaliști, asta este o problemă. Mulțumim mult!